Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă data trecută v-am arătat un cat eye, o variantă, zic eu, un pic mai altfel decât altele, astăzi vreau să vă arăt cum îmi schimb forma unghiilor, pentru că m-am săturat, v-am spus și în clipul trecut, mă gândesc că și voi v-ați săturat să vă arăt modela și tot pe această formă de unghi. Și o să-mi curăț două unghiuțe și o să vă arăt, nu știu de ce, de la această formă direct cu gândul la o balerină m-a dus și mă gândesc să-mi fac o balerină de această dată. Vă arăt așa pe spatele unghiuțelor ce am eu aici. Pentru cine nu a văzut filmulețele mele trecute, aici am o construcție cu tipsuri și cu poligel, aici am o construcție pe șablon cu un cover și cele două unghiuțe este doar o jesemi aplicată pe unghiuța naturală. Și de aceea aș vrea să lucrez pe cele două unghiuțe astăzi, deși vreau să le curăț pe toate și după ce o să-mi fac pe toate unghiuțele o formă balerină, vă arăt și un alt modelaj. Bun. Pentru cine nu a văzut filmulețele mele mai vechi, eu foloseam un bit metalic. Mi se pare că dă efectul de încălzire pe unghiuțe și de aceea m-am reprofilat. Mi-am luat eu un bit pentru ojosemi și gel, care este din ceramică și mi se pare că mult mai bine. Chiar recent am curățat niște unghiuțe negre și de aceea se ia parcă puțin oja neagră. Nu este nicio problemă, se și curăță, se și duce la un moment dat. Nu este niciun fel de problemă. O să-mi curăț foarte, foarte repede unghiuțele. Stratul este destul de gros pentru cine a văzut clipul anterior. Stratul este destul de gros pentru că peste acest negru, deși l-am aplicat într-un singur strat, am aplicat și un strat de bază de bază de ojă semi-permanentă și abia peste am pus o jachet ai și după aceea și topul, ceea ce mi-a dat un strat destul de grosuț la unghii. O să-mi îndepărtez oja, după care revin cu redarea noii forme ale unghiilor. Așa. Nu am insistat foarte mult cu modalitatea de a curăța unghiile, fiecare folosind tehnicile noastre, metodele noastre. Dacă este de interes și vreți să vă arăt într-un clip o curățare cap-coadă, să îmi scrieți, vă rog tare mult și promit că o să fac și un filmuleț cu cap-coadă cum curăț eu unghiuțele, deși în filmulețele mai vechi am făcut și puteți vedea. Poate între timp mi-am mai schimbat și eu tehnicile, modalitățile de lucru, astfel încât să mă mișc cât mai repede. Și aici, cum să țin așa să se vadă mai bine, aici am obținut unghiuțele mele curățate doar cu baza pe ele. Bineînțeles că mai au nevoie de buffer și un pic de finisare, dar vreau să trec direct la modificarea formei. Nu știu de ce și așa când mă uit la ele, mi se pare că direct parcă cer o balerină. Bun, după balerină mai vedem noi ce urmează. Nu mi se pare foarte, foarte comodă această formă, adică balerina, respectiv balerina, ci varianta ovală sau oval ascuțit. Mi se pare mult, mult mai comodă pentru niște unghiuțe de această lungime sau chiar mai lungi. Cu cât sunt mai pătrățoase, mi se pare că ele încurcă puțin. Da? Aici am ceva sub unghiuță, va trebui să curăț să văd ce mi-a intrat. Este chiar unghiuța mea naturală, se pătează și se murdărește parcă mai ușor decât o unghiuță tehnică. Bun. Voi folosi așadar, asta parcă este prea uzată, 100x180 o pilă. Și prin ce este caracterizată această formă balerină? Prin vârful foarte, foarte drept, da? Nu mai avem oval, nu mai avem ascuțit, pur și simplu o să nu pică, parcă nu este lumina cum trebuie. Această formă este caracterizată prin vârful perfect drept, da? Ca și la unghiuțele pătrate, doar că lateralele nu sunt late. Trebuie să am grijă să nu iau din punctele de stres, ci pur și simplu vârful vreau să îl pilesc. Laterală, dar mai înspre vârf, da? Vreau să pilesc astfel încât să obțin o formă. Mie mi se pare o formă un pic mai dificilă și vă spun și de ce. Arată bine dacă ai o curbă ce cât mai accentuată. Dacă unghiuțele sunt mai drepte și nu ai curba ce accentuată, atunci nu o să se vadă foarte bine. Plus că în momentul în care aplici culorile, dacă faci un modelaj mai înspre vârf, o să pierzi forma de balerină. Deci forma asta, eu zic, și din ce am observat eu, așa de-a lungul timpului, eu zic că nu merge la orice model. Adică pe unghiuțe nu poți să faci orice model. Spre vârf nu poți încărca foarte mult pentru că pierzi
forma din vârf și unghiuțele o să arate mai mult spre pătrat. Și atunci, atunci nu o să mai fie forma balerină. Merg niște modele simple, de aceea nici eu m-am și gândit să vă arăt ceva foarte glamorous, ceva de iarnă. Nici eu nu vreau să încarc cu foarte mult model pentru că o să mi se strice forma. Eu am observat asta la modelele pe care le-am făcut eu mai încărcate, da? Trebuie să avem unghiuța cât mai bine definită ca să fie o balerină. Dacă încărcăm vârful, deja o să vedeți că ori mergem spre oval, ori înspre pătrat, dar nici de cum nu o să mai fie această formă care, repet, mie mi se pare destul de dificilă. Nu orice modelaj puteți să faceți pe această formă. Bun, la fel voi proceda și cu cea de-a doua unghiuță. Nu vreau să lungesc foarte mult povestea, pur și simplu vreau să vă arăt cum trec eu de la o formă la cealaltă, bineînțeles că prin pilire, nu vreau să iau din laterale mult, dar fiind unghiuța mică, voi pili dedesubt, vârf, laterale și suprafață acolo unde este cazul. Aici parcă nu am curățat 100% negru ce l-am avut. O să mă ajut puțin și cu bufferul la sfârșit. Dar mereu, mereu trebuie pilit vârful să ne asigurăm că a rămas vârful perfect drept. Da? Pentru că prin asta este caracterizată forma balerină. Laterala nu trebuie să fie încărcată, pentru că și asta o să ne strice forma. Parcă mi-e dur și de unghiuțe pătrate, dar unghiuțele pătrate eu nu le suport foarte lungi și de aceea le prefer mai scurte când le fac pătrate și îmi place mult cum arată scurte pătrate, dar pe urmă iară mi-e dor de unghiuțe lungi și tot așa. Bun. Și cam atât am vrut să vă arăt. Nu vreau să mai lungesc povestea, să vă plictisiți. Dragii mei, voi folosi și un buffer de 100x180 și voi termina de finisat unghiuțele cât mai bine cu putință, după care vom trece la modelaj. Da? După ce deprăfuim foarte, foarte bine, voi folosi și un degresant să îndepărtez în totalitate praful. Și abia după aceea, după ce termin de curățat toate unghiuțele, pot să trec la modelul următor, care, repet, m-am gândit să fie destul de simplu, tocmai în ideea să nu încarce unghiuțele. Nu știu de ce, pe forma asta balerină, mie îmi place, dragii mei, roșu. Nu știu, mi se pare foarte, foarte finuț, dar roșu acela simplu, pe care eu nu pot să vi-l arăt în filmuleț, pentru că, nu știu, mi se pare că eu trebuie să vă arăt ceva, o idee, să vă dau o idee. Nu pot să aplic doar un strat de ojă roșie și atât, dar mi se pare că se potrivește foarte, foarte bine această formă balerină la oja roșie. Nu știu, așa mi se pare mie. A trebuit toate unghiuțele să mi le curăț, să văd câtă bază să las. După care, cum să-mi țin unghiuțele, să pun accentul pe ce vroiam în acest filmuleț. Bun. Și cam aceasta este forma la care vroiam să ajung. O balerină foarte simplă. Dar unghiuțele nu sunt foarte lungi, de aceea nu iasă chiar perfect balerina aia la care ne așteptăm, pentru că la forma de balerină la care ne gândim noi, unghiuțele trebuie să fie foarte lungi ca să arate bine, da? Probabil că o să fac o idee, două pe această formă, după care mai văd eu, mai schimbăm, pentru că în cazul modelacelor o să fie unghia încărcată și nu cred că o să-mi placă că o să cadă înspre oval. Bun, foarte, foarte puțin curăț cuticula, curăț și restul unghiuțelor și revin cu modelașul. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit, sper să vă ajute ideea mea de astăzi, respectiv cum schimbăm forma foarte, foarte repede. Dacă vă interesează să vă arăt și o curățare de unghiuțe cap-coadă, vă rog să-mi scrieți pe canal și vă arăt cu mare drag.
Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, dragii mei, și vă mai aștept cu mare drag să vedeți următoarele modele, pentru că încep modelele de iarnă. Așa m-am și gândit, ca să nu-mi bat capul cu denumiri și să fiu stresată de la un filmuleț la altul ce denumiri să aleg, pur și simplu să le numesc model de iarnă și de acolo 1, 2, 3, 4, câte reușesc să vă fac, inclusiv de Crăciun, câte modelașe reușesc să fac și să vă arăt la numărul respectiv o să ajung. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, că m-ați urmărit. Pupici!